Deputatul prahovean Virgil Guran este de părere că una dintre cele mai mari probleme ale țării noastre este corupția, care poate fi văzută oriunde, dar totuși este invizibilă. Vorbim despre corupție, despre eradicarea corupției. Corupția nu este la tarabă. Corupția este în Constanța, în port, unde vin vapoarele și nu le vede nimeni. Că vin, sunt multe, lemne pleacă, păduri întregi, nu le vede nimeni. Dar de ce nu le vede? Pentru că am ajuns la concluzia că lucrurile sunt direcționate de multe ori și de către factorii de decizie, de către factorii politici. O spun cu toată deschiderea, cu toată responsabilitatea și sper că încet, încet să pice acest sistem. Deputatul Virgil Guran speră ca în viitorul apropiat corupția să fie pusă la pământ în țara noastră. Cu toate că am văzut că există imixiuni în justiție, să se termine cu acest lucru, separarea puterilor în stat să se poată manifesta. Când se manifestă această separare, începe lumea să se teamă de a face șmecherii. Din păcate, foarte mulți oameni au făcut bani doar din învârteli și mediul de afaceri ne cere în momentul de față posibilitatea să plătească taxe și impozite, dar să aibă de unde să le plătească. Deci să creăm acel cadru, acel mediu în care să se poată dezvolta. Rămâne de văzut dacă dorința deputatului prahovean va deveni realitate.